În sfârșit a venit coletul mult așteptat pentru Back to School. Dar hai să nu mai zăbăuim și să-l chemăm pe Mircea. Din astea n-am avut din mult timp. Apa din piscină toată este complet verde. Cel mai simplu, înlocuim toată apa. Și în câteva zile, mami, ne bălăcim cu toții. Și eu m-am gândit să le fac lor o surpriză. Și care era surpriza? 3, 2, 1 și... Oi, ce-am făcut? Vai de capul meu! În sfârșit a venit coletul mult așteptat pentru Back to School. Abia așteptăm să vedem produsele! Sunt multe colete! Și asta nu e tot, mai zic că e la altă poștă, să mă vedem. Și aici mai avem. Este ziua de naștere a lui Mircea! Și după cum știți deja, am pregătit cadoul, cred că cu aproape o lună în urmă. Așa arată el. Deci, într-o zi, două, trebuie să punem piscina pe picioare. Apa pe picioare. Să curățim apa. Chiar dacă fundul apei și apa arată grozav de urât, pe siguranță noi știm cum să o reparăm. Am pus aceste foi ca el să nu vadă ce se află în interior. Dar hai să nu mai zăbăuim și să-l chemăm pe Mircea. Tati, încrederea ta mă uimește. Oare vom reuși? Niciodată n-a fost atât de verde apa. Filtrul e murdar, nu știu dacă face față. Cu siguranță vor face. Mircea! Vino încoace! Aici! Ce? La mulți ani! Ți-am pregătit cadoul tău de ziua ta de naștere! Ia uite! Dar apropo, eu am un challenge pentru tine. Așa, eu zic să te pui pe pat. Bine! Ia, cu aspiratorul! În funcțiune! Este! Funcționează! Hai să luăm cortunul cu apă. Deci, mami, să-i facem și un test. Unde apa mai murdară, să vedem dacă se observă vreo diferență. Din ceea ce face aspiratorul și ceea ce este apă. Hai că Mici abia așteaptă să vină să curățe piscina. Vrea să se bălăcească, tati? Și cu ochii închiși să scoți câte un obiect din cadoul tău. Bine, nu mă uit. Dar ca să nu te șezi, mai bine ți-am pus această mască pe față. Se vede de la o poștă. Dar nu chiar cum am vrut eu. Așa fac testul. Și văd dacă apa e curată. Unu, doi, trei. Ce arată? Nimic? Înseamnă că e murdară? Înseamnă că nu are clor. Așa e mai bine? Da. Atunci hai scoate primul obiect. Bine. Unu. Mircea, foile, lasă-le într-o parte. Ok. Ce este acolo? Acesta? Mircea, ai scos cadoul care trebuia să-l scoți la final. Dar nu nimic, îți zic eu ce este acesta. E un glob pe care tu vei desena marea, diferite chestii cu scoici. Ți-am pus aici și o scoică. Și apropo, să fii și mai realist, ți-am adus și o umbreluță. Uite așa. Să-l pui aici. Aici o punem. Găsim oare. Mami, luăm tot ce este, să nu rămână nimic. Suflăm din magazin. Eu sunt curioasă să văd dacă mai este acest produs. Da, noi luăm. Nu din cauza că nu vrem ca ceilalți să nu aibă. Noi luăm pentru că folosim și iarnă, și vară, și toamnă, și primăvară. Piscina. Folosim piscina. Și cea mică și cea mare. Doar că, din motivul că vara trece, din rafturile magazinului ele dispar și le pun la depozit. Și mi-ai ce sunt să găsești. Mami, nu sunt. Clor. Nu sunt. Una. Una. Și te-ai venit? Da. Hai, 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 mai repede, jur! Ce am aici? Scoate ochii roșii! Din asta care am vrut eu, părmâniu! Și-o feinar! Tatuaj, nu? Da, și? Niște linuntru! Mulțumesc, Melissa! Ai acolo niște bănuți?
observ imediat. Sper că-ți place portmoneul. Mircea de foarte mult timp îmi zicea că pot să iau un portmoneu de la tine, cam două. Tati, măcar tablete să luăm. Mami, caut și pe internet dacă au. Facem comandă. Să le transmitem încoace. Aduceți-le toate acasă la mele mie. Da, ca să le punem, mami, să fie pentru toată perioada. Da, să avem în depozitul nostru. Ce este aici? Mașinuță? Wow! Wow, Nintendo! Celalt a căzut în jacuzzi și s-a stricat. Ionuț s-a scăpat în apă. Și acum hai să trecem la următorul cadou. Îi vei pune baterii și va fi super! Am găsit soluția. Dragă Didiman, te rog frumos să mai aduci. Avem nevoie. Asta este toate? Da, mami. Haideți să vă spunem ideea. Ne-au zis cumpărați acum din stoc de aici, de pe raft, cât este, pentru că deja gata. Sezonul a zburat. Găsim noi modalități. Ce, tate, ce conține cutia? Are multe de ceea ce foarte mulți au nevoie, dar noi nu prea. Pentru că noi apa are un mic pH. E bună. Da. Alabala Porto Cala! Ce am aici? Scuciuri! Melissa avea un pachet plin. Am vrut și eu. O să ne scrie mai târziu. Din astea, decorative. Și chiar astăzi am început să fac de pe Instagram niște avioane. Și crezi că te va ajuta? Da, desigur! Sănătate! Mulțumesc! Am luat tot ce era. Și din toată țara am luat în tot. Am făcut comandă și am luat peste tot. De ce n-ai mare și avem nevoie de somenținem? Pentru că până... Avem nevoie nu doar noi, ci și abonații. Pentru că, vă spuneam, cei care doresc pot veni. Să petreacă o zi, 24 de ore cu familia mele mii, aveți toate șansele. Deveniți membru la canalul de YouTube. Da, intrați pe pagina noastră de YouTube. Membru canalului este acolo și toate detaliile sunt acolo. Vă așteptăm cu drag la noi acasă. Haide că mai e puțin. Dar, Mircea, acelea de școală le-ai lăsat pentru final. Ce e asta? Pentru școală ceva. Carioci! Am găsit acolo. Uite. Ai cumpărat și pentru mine? Da. Din pe... alea care sclipesc. Și poți să desenezi pe nevrei. Ioc, cum se zice la noi. Puțin de tot. Are puțin, tate. Pune. Am pus o greată de 3 kg, mai pun una de 3. 3 pus? Da. Mami, algele au mâncat tot florul. Sau, tate, cel mai simplu, înlocuim toată apa și se rezolvă problema, nu? Că asta e cea mai bună variantă. Și pentru final ai două cărți, un căiț și o carte, de fapt. Această carte! E super interesantă! Și chiar dacă pare că are multe pagini, o citești în 2-3 zile. Dar aici, ce mai este? Un căiț! Din Moldova! Din astea n-am avut de mult timp. Pastinuțe drăguțe! Tati, dar sunt mai mari decât care le știam noi. Nu mai sunt. Pate, mami, ce cu tine? 200 grame! Îmi par mai mari, tati. 200 grame, mami! Apa aici e curată. Dar e puțină. Nu pune mâna, tati, pe pastilă. Nu pun mai pastilă. Totuși nu te dai bătut și vrei să începi. Ia să-i dau apei șanse. Are dreptul la șansă. Nu cred. Nu. Ba da. Îți plac cadourile. Mulțumesc frumos. De ziua ta, acum mă voi gândi ce să-ți cumpăr. Iar tu scrii comentarii când este ziua ta de naștere. Pe ciudată sau ce anul timp. Gata? Superb. Mircea a plecat, a lăsat dezordine, dar nu-i nimic. Îi facem apii un mic stres, un mic mare stres și în câteva zile, mami, ne bălăcim cu toții. Sunt calanurile, mami, care repede se evaporă, dar au un efect foarte, foarte rapid. Nu o să vă vină să credeți. Apa din piscină toată este complet verde.
E foarte murdară și tati și mami au plecat la magazin să cumpere clor, diferite chestii pentru piscină să rezolve problema. Și eu m-am gândit să le fac lor o surpriză. Și anume să-mi tai codițele! Nu cred! Tati, deja e a doua zi, ce se întâmplă? Apa se mai limpezește? Dar oricum, mami, a stat prea mult fără de soluții. Nu aș vrea să-mi tai codițele, dar trebuie pentru că începe școala și nu avem voie la școală cu păr colorat. Hai să vedem, sper să nu tai cu tot cu păr. 3, 2, 1 și... Papa, mami! Mai curățim la altă filtru și își face treaba. Codița mea! Acum, hai să despredim părul. Măi, codița, ce caldă! Jumătate din codiță deja este despletită. Apă fierte! Abia acum a început să mai întunece, dar... Ar trebui să fie un roz mai aprins. Și hai să vedem cum va arăta prima buclă. Wow! Dar nu este doar o singură buclă, ci sunt mai multe aici. Minuscule și foarte faine. Pentru scăldat este interzis acum, dar pentru un stres al apei e încă puțin. Din cauza lui Matin, că a pierdut a doilea capac de la puzzle-ul Titanic, trebuie să îl construim neapărat. Da, asta am vrut. Adică tu special ai pierdut capacul ca să-l facem puzzle-ul Titanic? Da! Este clor. Este clor. Și e tulbure, e albă din cauza clorului. Și pedeapsa ta va fi să întoarci toate cu fața în sus. Și așa mai departe, cu 500 de piese! Probabil, mami, va trebui să schimbăm furtunul de la toate robinetele din casă. Unul a presnit din cauza vârstei și a nefolosit. Și a curs în casă un pic de apă. Dar bine că eram toți acasă. Oho, cât de multe! S-a răstănut aici. Hai să le punem așa. Cred că Titanicul nostru din puzzle va dura mai mult decât s-a construit el singur. După o vacanță lungă, mergem... A venit timpul să și muncim? Da. Oh, mami, o decapotabilă! Wow! Parcă e domnul Flick, nu? Domnul Flick, dacă erai dumneata acolo, salutări! Seamănă cu el. N-am auzit să vorbească poezii, dar mă rog, poate cu el. Mice, dar tu nu ești în pijama cumva? Tricoul meu nu este pijama, dinozauri și tigru. Dar ce-i purta Melissa? Ne desfacem codițele! Mami încă nu a reușit, dar eu am vrut să le fac o surpriză pentru mami și tati, doar că nu mi-a reușit, pentru că se desfac foarte greu. Și care era surpriza? Am văzut-o tati astăzi cu foarfica în mână. Oh. Oare pentru ce o folosea? Și e mai greu despletitul decât împletitul. Cam așa. Mami mele mi poate să mai stea încă vreo două luni cu codițe. Sau mă eu așa duc la școală. Melissa, vrei să vopsești părul doar în albastru? Matei, eu vreau, dar la școală nu se permite. Mami sau tate, vreți măr? Tate și tate vrea măr. Mulțumesc! Ce se întâmplă? Oradea! Au venit decapotabilele aici? Până acum nu erau decapotabile în Oradea. E cald, tate. Până acum n-a fost cald deloc. E toamnă, tate. Au venit studenții. Mergem și așa la școală și la jevi cu decapotabile. Mami. Se rezolvă. Mergem la... E mai dificil. Trebuia să venim cu mașina încoace, mami. Cu o mașină am fi reușit să ajungem. Unul la volan și voi mai veneți cu avion. Nu ne-am gândit.
să vii la Canto, poate toată lumea. Dar iată, să faci Canto treabă și altceva? Nu. Canto ce părere are? Cristian acolo cântă la pian și de altă parte curăță și cartofi. Facem mâncare. Hai să vedem, exerciții după 3 săptămâni, exerciții de Canto. Yes! 3, 2, 1 și... Să iei tine rufile, speli la Canto, eu voi lua fier de călcat să calc și tot așa, știi? Melisa, tine e bine. Împletim utilul cu plăcutul. Uite cât fără! Nu, nu-mi imaginez că a încăput tot acest păr în părul meu. Wow, ia să te vedem. Încă mai ai codițe? Da, mă-am. Aici tot am bucle, păr frumos și aici codițe. Pe mine nu prea îmi place, așa vreau să mi-l îndrept. Adică o să se îndrepte el singur. Da, nu o să ne spun abonații, frumos așa? Îmi place așa sau nu? Scrieți în comentarii. Cam așa arată părul meu tăiat. Oare ce-a făcut? Vai de capul meu! Voi ce spuneți? Am făcut corect sau mai bine lăsam așa lung? Eu vreau să aici. Uit în oglindă și mă îngrozesc. Ce mă fac mai departe? Iar acum o întrebare pentru toți abonații. Oare să mai stau așa, cu codițele astea împletite așa scurt? Sau deja să le scot? Ce spuneți voi? Scrieți în comentarii. Nu știu ce să fac mai departe. Fie le scot de tot, fie mai stau cu ele încă vreo câteva zile.